Explozia de infectări cu noul virus a determinat autoritățile din Ialomița să instituie carantina în municipiul Slobozia. Măsura a intrat în vigoare de la miezul nopții. Slobozia este al treilea oraș din România după Zalău și Baia Mare închis din cauza acestei pandemii. Jumătate din cazurile raportate la nivelul județului Ialomița se găsesc aici, în municipiul Slobozia. Asta a determinat autoritățile locale să instituie măsura carantinării începând cu această noapte. Așa că de la miezul nopții, circulația pe străzile orașului Slobozia, fără declarația pe propria răspundere și fără un motiv întemeiat, este interzisă. Cei mai mulți localnici au profitat de aceste ultime ore de libertate și s-au grăbit să-și facă provizii de alimente și medicamente pentru următoarele 14 zile. Acum merg să-mi fac provizii. Îmi cumpăr puțină carne tocată, puține legume, pâine, orez, de-astea, alimente de strict necesar, că mai multe n-avem bani. Mi-am luat fructe și niște legume pentru mâncărică. Am luat pentru 2-3 zile. Ce să facem? Ne supunem numai să fie bine. Numai să fie bine pentru toată lumea. Categoric ies mai rar din casă și când am mai fost prin martie, atunci perioada aia 2 luni, era suficient 2 ore dimineața, 2 ore după masa. În data de 16 octombrie aveam o rată de incidență de 2,78, dacă mi-aduc eu bine aminte, și la o perioadă de 10 zile maxim am ajuns la o rată de incidență pe municipiu de 7,53. Deci cu cât ne deplasăm mai puțin decât pentru motive justificate, cu atât mai bine. La toate intrările și ieșirile din oraș vor fi instituite filtre, iar circulația în spațiile publice va fi restricționată timp de 2 săptămâni. Măsura a fost luată și pentru că în municipiu este un singur spital, iar locurile la ATI sunt foarte puține.